Ciao! Salutare, fraților, și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem ceva mai special. O să punem toate jucăriile astea într-un tocător gigantic, deoarece acolo trebuie să ajungă toate jucăriile malefice. Nu sunteți de acord cu mine? Spuneți, nu sunteți de acord cu mine? Așa, o să începem mai întâi cu jucăriile astea micuții, care sunt foarte, foarte urâte. Adică, să fim sinceri, cine ar vrea așa jucării cu urechea ruptă, cu totul rupt prin el? Uite-o leacă la el, mamă! Hai da, treci la tocător, vino încoace, haide să-ți arăt jucăria mea preferată, se numește tocătorul gigantic, așa că treci acolo. Așa, frumos, bă, stai așa că snucat și eu, așa, mamă, mai dăm. Vreau să duc la tocător toate jucăriile astea micuții. Ia să vedem aici. Bim, bim, bam, bam. Bă, s-o dus ăla direct? Unii. Ah, uite-l acolo. Mamă. Bă, dar ăsta rezistă mai mult sau... Bă, treci acolo în tocător. Bă, ce-i faci? Unde te duci? Treci în tocător. Așa. Bă, nu-i trambulin, e tocător ăsta. Băieți, își bate joc de mine jucăria asta. Voi vedeți, da? Voi vedeți că își bate joc de mine. Unde ești? Unde te-ai dus? Bă. Opa! Într-un final a fost distrusă! Yay! Bă, dar ce credea, bă, că-i trambulină? Doamne ferească! Hai, următorul! Hai, da, treci și tu! Mai luăm unul de acolo! Bam, bam! Treci și tu! Care mai urmează? Ia-uzi, o mai fost distrus unul? Bă, dar ăla rezistă! Ce faci acolo? Treci și tu acolo? Bă, stai așa, că era să distrug tocătorul? Mamă, ia uite ce-i distrug pe toți! Bă, ăștia, nu rezistă așa mult ăștia mici, dar mi-e frică de ăștia mai mari. S-ar putea ca ei să reziste mult mai mult, dar o să vedem. Hai da, trece tu, care-i următorul? Hai da, bam, bam, bim, bim, hai da, treci acolo. Așa. Bă, întocător am spus. Sper că nu sar și tu când nebunesc. Bă, cât mai stai întocător? Ia stați așa, că trebuie să mă duc să-l ajut. Au! Bă! L-am împins destul, dar am intrat și eu din greșeală în tocător. Nu-i bai. Hai da, trecem la jucăriile mai mari acum. Abia aștept să văd cum ni trecem prin tocător pe toate. Așa, acum că am scăpat de aia micuți, urmează ceilalți mai dimensiuni medii. Să vedem cum rezistă ei. Doamna profesoară, mă scuzați, n-am vrut să vă iau pe dumneavoastră, așa că... Bă, l-au căzut direct. Bă, dar tu te-ai dus direct pe acolo. Băieți, cred că a ofentat sistemul băietul, pentru că s-a dus prin tocător. Bă, dar cum treceți prin tocător, bă, că nu înțeleg? Cum? Vă teleportați prin el? Ce faceți? Ce-i asta? Nu e ok. Dacă și ăsta trece prin el, nebunesc. Așa, să vedem cât rezistă. Hai bă, dar mai reziști mult. Treci pe acolo. Așa, treci pe acolo. Așa, am înțeles. Se pare că ăștia sunt obișnuiți cu tocătorul, pentru că rezistă foarte mult. Doamne ferească, zici că se dau în fiecare zi prin tocătorul ăla ca într-un parc de distracții. Treci, bă, următorul, hai. Ia-ți vedem. Ăla încă e acolo, nu mai contează, lasă. Bine că ăsta roz a fost distrus instant și ăsta verdi. Bă, ăsta verdi, cum te cheamă? Banii, bunii, bă, treci, bă, de-a... Nici nu mai pot să... Lasă-l acolo. Doamna profesoară, sunt foarte nervos pentru că această jucărie verde, iepuraș, nu vrea să fie disus, așa că treceți acolo. Așa frumos, stați și dumneavoastră în tocător. Distrugem toate jucăriile. Maleficii. Bă. Ce faci, doamna profesoară? Unde sari? Bă, într-un final a fost distrus iepurașul, dar văd că doamna profesoară... Doamna profesoară, haideți să vă spun ceva. Dacă eu vă pun în tocător, dumneavoastră nu ieșiți de acolo, doamna profesoară jucăria, ați înțeles? Că nu e ok, adică eu vă duc în tocător frumos să vă jucați și dumneavoastră ce faci? Treci acolo, treci acolo, doamna profesoară. Așa trebuie, doamna profesoară. Hai da, următorul, care este? Ia să luăm noi un boxibu de ăsta. Boxibu, hai da încoace, treci acolo, boxibu. Mamă, cum îi face capul. Bă, boxibu, ești ok? Nu e ok, se pare. Următorul boxibu. Boxibu de carton. Cred că ăsta o să fie distrus instant pentru că e din carton făcut. Dar cine știe, poate rezistă mai... Nu rezistă mai mult. Am greșit eu. Boxibu normal. Jucăria asta, nu știu dacă o să reziste mai mult decât ăla de carton. Dar
aparent levitează. Levitează deasupra tocătorului și acum, bă, nu mai săriți din tocător, v-am spus. Așa, ce bucuroasă sunt că ai stat în tocător. Hai da, următorul, tu ești din fier făcut. Interesant, interesant, se pare că tu o să reziști mai mult dacă n-ai fugi. Treci pe acolo. Așa, ia să vedem cât rezistă ăsta. De câte ori trebuie să vă mai spun, băieții mei, nu trebuie să ieșiți din tocător. Înapoi în tocător. Hai da. Hai da, următorul, care este? Mami Long Legs sau Daddy Long Legs? Care o să vină pe tocător? Nu contează care e primul, pentru că oricum intră amândoi, dar haideți să vedem ce face Daddy Long Legs aici prin tocător. Bă, s-ar putea ca Daddy Long Legs să reziste, pentru că are mâinile alea foarte, foarte lungi și s-ar putea să prindă de pe aici, dar nu-i bai. Trece acolo, trece acolo, lasă că ajut eu. Bă, dar ce aveți toți de săriți din tocător? Ar trebui să vă bucurați, adică uite, când te bagi din tocător trebuie să faci iau! Bine, recunosc, nu e așa drăguț pe cât pare. Auleu, dar Daddy Long Legs încă rezist, văd că. Hai da, să trecem la următoarea jucărie. Auleu. Așa, haide să o luăm și pe Mami Long Legs. Bă, Daddy... Voi ați văzut, da? Voi ați văzut, da? Daddy Long Legs a spus că da, eu nu mai vreau un tocător. Nu mai vrei un tocător, da? Nu mai vrei un tocător. Bă, dar de ce nu vreți să stați în tocător? Nu înțeleg, de ce tot săriți prin tocător ca prin trambulin? Opa, Daddy Long Legs s-a dus. Hai, Mami Long Legs, hai! Trebuie să stai și tu acolo! Cred că am blocat-o pe Mami Long Legs. Mami Long Legs, ești ok? Domnule Motan, ce faci aici? Stai acolo, Mami Long Legs, că stai bine, da? Hai, da, să trecem la următoarele jucării. Astea sunt jucăriile din Poppy Playtime, capitolul 3. Ia să începem noi cu... Dog Day, vino încoace. Ia să te punem noi Dog Day aici. Și să stai cu Mami Long Legs. Și să nu mă sori prin trâmbul... Dog Day, când am spus să nu mai sar prin trambulină, nu m-a referit să treci prin ea ca prin brânză. Nu mai contează, nu mă duc după el pentru că nu vreau să am aceeași soartă precum am avut-o celelalte jucării. Dar continuăm. Hai da, următorul. Îl luăm pe acest Hoogie Woogie Zombie. Mamă, bă, e suferi creierul aici, săracul. Ia uite, a ieșit tot plușul din el. Mamă, bă, asta e o jucărie failei trecută prin război. Treci acolo, treci acolo. Așa, Hagi Wagi, stai acolo. Stai acolo, am spus. Stai acolo. Bă, nu mă mai enervați, pentru că eu vă pun în tocător să fiți tocați și sfărămițați. Nu ca să săriți ca prin trambulină prin el. Așa că stați acolo. Stați acolo că stați bine. Treci pe acolo. De ce mă supărați voi pe mine? Spune-mi, de ce mă supărați voi pe mine? Treci pe acolo! Nu mai pot, nu mai pot, de ce vreți să săriți prin tocător? Mami Long Legs, tu mai ești pe aici? Stai și tu acolo. Următorul, ia să vedem noi. Hai să luăm pe Huggy Wuggy ăsta care arată super ciudat. Nu știu ce s-au gândit băieții când au făcut această jucărie. Nu! Au! Din greșeală m-am împiedicat așa, am căzut și eu. Dar nu-i bai, o fost zis și Huggy Wuggy, bă, că... Auleu, bă, de câte ori mai trebuie să cad de acolo ca să-mi dau seama că nu e ok să sar în tocător. Hai da, la următoarea jucărie. Următoarea jucărie care este... V-ați prins, catnap. Treci catnap acolo. Mami Long Legs, nu știu... Uite, Mami Long... Bine că Mami Long Legs a murit instant când am atins-o puțin. Și nu mai spun nimic, nu mai spun nimic, Catnap nu a rezistat nici măcar o secundă. Hai să vedem dacă frățiorul lui, Catnap demonic, rezistă mai mult. Adică uitați-vă la el, e totul roșu, are ochii roșii, dinții aia ascuțiți, ghearele alea. E groaznic. Treci acolo! Ia să vedem cât rezistă el. Treci acolo, treci acolo și nu mai sări. Mamă, l-am distrus și pe el, mamă ce l-o tocat acum restul de Huggy Wuggy. Pe cine alegem noi prima oară? Ia să alegem acest Huggy Wuggy din lemn. Domnul Huggy Wuggy copac. Trece acolo Huggy Wuggy copac, să vedem cât reziști tu. Aha, aha, mamă, n-ai rezistat deloc. Următorul! Care este următorul Huggy Wuggy? Huggy Wuggy format din galaxii. Ia să vedem cât mai rezistă ăsta, pentru că... dacă e format din galaxie, înseamnă că e super puternic. Rezistă mai mult față de ăla de lemn? Treci acolo, treci acolo, nu mai sări, nu mai sări din tocător! Bă, da,
și tot sari YouTube acolo. Nu mă face de rușine. Toată lumea se uită pe YouTube acum și spune că mamă, dar nu vreau să fiu tocat. Păi, trece acolo să fii tocat. Lumea a intrat aici să vadă cum folosim noi tocătorul ăsta ca să distrugem jucăriile și tot ce faci sare în el. Nu mă supăra. Hai da, următorul. Văd că încă mai rezistă. Așa, acest Huggy Wuggy este făcut, cred că din zăpadă sau din vată de zahăr. Spuneți-mi voi în comentarii ce credeți, că e făcut din zăpadă sau din vată de zahăr. Ia să vedem, cât mai rezistă acesta? Trece acolo. Bă, dar ce sare acolo? Te-ai supărat că l-am pus pe frățiorul tău? A, să înțeleg că da. Bă, da. Opa, stai că a fost distrus. Bă, dar treci, bă, acolo, înapoi. Așa. Mamă, a fost distrus ăsta. O mai rămas doar 3, să vedem cine rezistă mai mult. Acest Huggy Wuggy făcut din mâncare, chipsuri, hot dog, popcorn, tot ce vrei și ce nu vrei. Ia treci acolo. Mamă, tu îți dai seama, bă, ăsta cred că mănâncă cu kilogramele. Uite la el ce urât e, mamă, mamă. Spuneți-mi în comentarii, voi ați mâncat din acest Huggy Wuggy? Pentru că eu sigur nu, adică uitați-vă la el. Ce față are. Treci, bă, acolo, stai. Bă, treci în tocător. Nu mai fugi și tu. Vă rog frumos, ce aveți toți de fugiți din tocător? Oh, doamne, această creatură se pare că este un Huggy Wuggy sperietoare. Ia să vedem. Nu mai spun nimic, că s-o obișnui deja. Treci acolo. Bim, bim, bam, bam. Azi vedem că trezești. Vă batiți acolo, nu contează. Și acesta este ultimul dintre ei. Un Huggy Wuggy. Care a fost distrus? Sperietoare au fost distrusă. Păi da, ăsta din mâncare... retrag ce am spus. Pare că nu a rezistat. O trebuie doar să-l ating puțin și au fost distrus. Și ultimul, dar nu cel din urmă, fraților, este acest Huggy Wuggy, care este robot. Ia să vedem cât rezistă acest Huggy Wuggy robot. Dacă e făcut din metal, s-ar putea să distrugă acest tocător, dar cine știe. Poate că o să fie distrus instantaneu. Sau poate că nu. Treci, bă, acolo, ți-am spus. Nu mă face de rușine. Nu din nou. Am reușit să scap într-un final. Ha, 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 ha. Nu mă prindiți voi în tocător. Treci, bă, acolo. Încearcă să scapi de acolo. Bă, treci. Opa, Dog Day. Se pare că Dog Day mai era încă în viață, dar... Bă. Unde era Dog Day? Stai așa, trebuie să intru pe acolo. Sperăm că nu am... Nu mai spun nimic. Au mai rămas câteva jucării din Poppy Playtime, capitolul 3, dar se pare că erau mult prea mici și au trecut prin tocător, așa că nu-i bai. Lasă că vă prind eu data viitoare. Așa că, fraților, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Să-mi spuneți cine v-a plăcut să fie tocat mai mult, care dintre acele jucării. Până data viitoare, fraților, v-am pupat și mă duc și eu în tocător. Bă, am zis că mă duc și eu în tocător. Iahu! Wow, ce-mi place în tocător. Ah.